Când vine vorba de burghie pentru lemn, avem la dispoziție o gamă foarte, foarte variată. De la diferiți producători, astăzi am pentru voi câteva burghie pentru lemn foarte populare de la Proian. Știm cu toții despre Proian că este un lider în ceea ce privește burghiele, atât pentru beton cât și pentru lemn. Astăzi am pentru voi câteva burghie, să zicem, câteva modele pe care unii dintre voi le cunoașteți, alții nu le cunoașteți, pe care vreau să le și testăm în acest videoclip și să vedem cât sunt de bune, cum sunt lucrate și așa mai departe. Trebuie să știți de la bun început că Proian produce doar în Germania. Toate accesoriile, burghiele, uneltele sunt fabricate în Germania. Sunt și anumite seturi, cum vedeți aici pe masă, în aceste cutiuțe de lemn, dar se găsesc, bineînțeles, și separat. Ce vedem aici într-o cutie o să le putem achiziționa și separat și o să vină livrate în această formă. Dacă vreți să vă documentați puțin mai mult, în descrierea clipului găsiți un link către cei de la Bollmann Industries, partenerii mei de foarte multă vreme. Ei sunt și distribuitori autorizați în România pentru produsele Proian, așadar puteți să aflați toate informațiile de acolo. Dacă vreți să le achiziționați, găsiți și un link în descriere către magazinul online skuleshop.ro. Haideți să ne uităm puțin mai de aproape la seturi, după care le și testăm. Aici avem un set de burghie, sau putem să le numim chiar și freze, ce se folosesc foarte mult în mobilier, să zicem, pentru că au acest punct de centrare foarte mic și se face loc pentru balamale, pentru sistemele de prindere și așa mai departe. Principalul lor avantaj și ce îi diferențiază, să zicem, de concurență, dar majoritatea se duc cumva în zona asta, cele speciale pentru mobilă au acest ghid de centrare, vârful acesta foarte mic, cred că îl puteți observa și voi aici. Asta înseamnă că putem să intrăm destul de mult în material fără ca acest ghidaj să penetreze pe partea cealaltă, în cazul palului, să zicem, de 18 mm sau MDF-ului. O să le testăm și pe acestea. Se găsesc, după cum am menționat deja, fie în set, cum este acesta, sau un set mai mare, mai complex, fie la bucată. Aici avem același produs, dar la bucată. Deci am stabilit deja că acestea se folosesc foarte mult pentru cei care fac mobilier. Fie că vorbim de mobilier din pal, lemn masiv și așa mai departe, genurile acestea de burghie o să fie folosite cel mai mult acolo. Dacă vorbim de burghie pentru găuri mai mici în lemn, acesta probabil o să vi se pară un burghiu pentru metal, dar să știți că nu este, face parte din gama Proian Prim Cut. Haideți să îl scoatem afară, este un burghiu nou. O să rup ambalajul să-l pot scoate afară mai ușor, vine în această țiplă. Acesta este un burghiu ce se găsește, bineînțeles, în diverse dimensiuni. O să-l pun aici așa, să-l vedeți și mai bine. Seamănă foarte mult cu un burghiu pentru metal, dar nu este așa, pentru că are un ghidaj în partea din față foarte ascuțit și este un burghiu de viteză. Un burghiu care lasă gaura foarte curată, iar dacă vrem să găurim ceva mai adânc, 4-5 cm adâncime, putem să folosim un asemenea burghiu pentru că nu o să distrugă marginea, face o tăietură curată și are acest ghidaj destul de mic și el aici. Îl putem folosi, de exemplu, la diblurile din lemn, bineînțeles în varianta corectă. Sau bineînțeles că îl putem folosi la tot ce înseamnă găurire în funcție de activitatea pe care o facem cu el. Și acum să trecem și la burghiele pentru zona de construcții, burghie ce sunt foarte populare, burghiele de tip Levis. Acestea se găsesc și ele în diverse seturi, se folosesc foarte mult în zona de construcții pentru că sunt burghie foarte, foarte rapide. Sunt burghie cu ghidajul central tip șurub, practic o să se tragă singure în lemn. Cumva aceste burghie își stabilesc ele viteza de înaintare, pasul de tăiere mai bine spus decât viteza, pentru că dacă folosim acest burghiu la o turație mai mare, categoric o să meargă și mai repede. Se găsesc în aceste seturi din lemn, se găsesc bineînțeles și la bucată și se găsesc și în dimensiuni foarte, foarte mari. Aici am un burghiu tot Levis din aceeași categorie de la Proian, care are o lungime de 460 de mm și un diametru de 26. Îl putem observa și pe acesta cum este lucrat, o să-l și testăm și bineînțeles fabricate în Germania. Înainte să trecem la teste, văd că mai am un model aici pe care nu vi l-am prezentat. Aceasta face parte din categoria super a celor de la Proian și asta pentru că are aceste proeminențe aici pe margine, un cuțit lat de tăiere, vârful central destul de mic astfel încât să nu încurce, dar are foarte important aceste piciorușe pe exterior
care curăță foarte bine gaura. Haideți să îl testăm și pe acesta și pe celelalte. Am aici o bucată de lemn groasă de 5 cm, 5,5 cm. Primul pe care îl testăm o să fie cel pentru balamale, într-un diametru de 20 de mm, la o turație de 2100 de rotații pe minut. Haideți să-l vedem cum lucrează. Ce pot observa din start este faptul că evacuează foarte, foarte bine rumegușul. Totodată, marginea rămâne foarte, foarte curată. Cred că puteți observa și voi acest aspect. O să mai fac încă o gaură aici cu el. Mi se pare că este și un burghiu foarte rapid. În mod normal, pentru balama se face doar atât cât intră el, sau poate puțin mai adânc în funcție de balamalele pe care vrem să le montăm sau accesoriile pe care le montăm aici. Spre exemplu, acestea se pot folosi și la sistemele de fixare rapidă pentru mobilier. Hai să aducem și o bucată de pal pentru această freză. Am adus și o bucată de pal de 18 mm și haideți să vedem cum lucrează și în pal. O gaură foarte frumoasă, o gaură care nu este arsă. Haideți să vedem încă una mai forțată puțin. Fără absolut nicio problemă. Trecem și la următoarea variantă, acesta de 6 mm cu ghid de centrare. Vă ziceam că acesta este un burghiu extrem de rapid, care văd că nu lasă marginea de sus cea mai curată, deci probabil este un burghiu mai mult de penetrare. Putem încerca și în pal. După cum ați observat, merge foarte, foarte bine. Acum haideți să trecem și la această variantă super, care are aceste ghidaje, să le zicem, aceste cuțite pe margine. Practic o să taie cu 4 cuțite, iar cel din mijloc este pentru curățare. Sunt curios cât de curată lasă marginea de sus și cum funcționează. Într-adevăr, se observă o diferență între aceasta și cea dedicată pentru pal. Are un pic mai mare viteza, parcă nu evacuează chiar atât de repede, dar vorbim totuși de 5 cm, dar avansează foarte repede. Haideți să încercăm o gaură cu el până aici, la limită, să vedem cum funcționează. Totuși îl simt mai agresiv decât freza pentru pal și în interiorul găurii se vede că nu este cel mai curat, este un burghiu mai agresiv, deci s-ar putea să fie un burghiu pentru traversare, pentru că are și multă viteză și atacul lui în lemn este mai agresiv. Spuneți-mi în secțiunea de comentarii pe care îl preferați, pe acesta care are aceste cuțite pe margine sau pe cel clasic, ce se folosește de obicei la pal. Acesta are coroană pe margine și vedem că și acesta are 1-2 cuțite și toată muchia aceasta taie, deci curăță foarte bine gaura și are un cuțit de evacuare aici în partea de jos. Și acesta are un cuțit, dar are pe margine doar acești 2 pini. Sunt tare curios de părerea voastră. Haideți să trecem și la testul cu burghiile Levis, acestea care au un șurub de tragere în partea din față. Acestea vă ziceam că se folosesc foarte mult în construcții, se folosesc bineînțeles și de către electricieni care vor să facă găuri pe unde să traverseze cu cablurile la casele de lemn. Acestea se înșurubează practic în lemn, deci eu dacă las acum, nu-l pot să-l scot doar prin deșurubare pentru că el este fixat în lemn prin acel șurub. Haideți să vedem dacă poate să ducă bormașina mea burghiul de 20 de mm în diametru. Absolut fără nicio problemă. După cum vedem,
El se trage singur în lemn. Practic, nu are nevoie de forță, nu trebuie să împingi în mașină ca să găurești cu el, pentru că el se trage singur, după cum vedem, cu aceeași viteză. Aici lemnul este și destul de putred, într-adevăr, o să-l testăm și într-un lemn de brad mai sănătos. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, cred că o să-l testez în acest lemn de fag, pentru că vreau să văd dacă se descurcă și aici. Nu știu dacă îl duce mașina, dar haide să încercăm. Îl duce chiar bine. Foarte, foarte bine. Partea proastă e că trebuie să dai pe deșurubare dacă nu vrei să găurești cu tot burghiul. Ați putut observa că el, chiar dacă eu încerc să trag în spate, da? Haideți să facem un experiment aici. Eu îl las să se ducă, dar dacă eu vreau să trag acum de mașină în spate, nu pot, pentru că are șurubul acolo și va trebui să dau puțin pe deșurubare, după care din nou pe strângere și abia apoi pot să scot burghiul sau doar pe desfacere, dar atunci o să rămână rumegușul în gaură. Deci, foarte bune pentru când vrem să facem traversare. Dacă e vorba să găurim doar așa, să zicem la o adâncime de 5 cm, 10 cm, nu sunt cele mai recomandate pentru că se trag singure în lemn. Sunt tare curios să-mi ziceți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre burghiele pentru lemn de la Proian sau ce tip de burghiu pentru lemn folosiți voi, de la ce marcă și care este modelul vostru preferat sau dacă pur și simplu le alegeți așa de pe raftul unui magazin la întâmplare și nu vă interesează marca, nu contează practic pentru voi, important e să-și facă treaba. Din punctul meu de vedere este un lucru foarte important pentru că burghiele pentru lemn sunt foarte scumpe, cele de calitate bineînțeles, și de la cele de calitate trebuie să avem pretenții. În cazul celor de la Proian avem certitudinea și garanția, să zicem, că sunt produse de calitate, sunt produse atent selecționate și foarte, foarte bine lucrate și cei care utilizează produsele Proian cred că pot să confirme acest lucru. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre ele, în descrierea clipului găsiți un link către bolmanindustries.ro, iar dacă vreți să le achiziționați, găsiți un link către sculeshop.ro. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu ezitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal, pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!